și am tot arătat mașini de serie, mașini foarte des întâlnite, seria 3, seria 5, seria 4 mai rar. A venit momentul să facem un clip și dintr-un seria 6, care după părerea mea cel mai frumos cupe de la BMW, din anumite puncte de vedere. Suntem aici cu un dealer auto, cu domnul Sergei Auto. Salut! Salutare, salutare! O să vreau să ne spui câteva detalii despre mașina asta, pentru că am văzut că ai la vânzare pe pagina ta de Facebook, și să ne spui și cam care e viața de dealer, pentru că cred că e primul clip pe care îl fac de genul ăsta, că tu și faci treaba asta de ceva timp și ai vândut ceva mașini de-a lungul timpului și ai firmă și activezi ca un dealer legal, nu le vinzi în târg sau... știi? Da. Zine câteva cuvinte despre mașina asta. Despre mașină, este vorba despre un BMW 640 diesel X-Drive cu motorizare de 3000 diesel biturbo. Varianta standard ar fi de 313 cai pentru această mașină, dar cine e interesat de mai multe informații despre această mașină, putem să-i oferim mai multe detalii. Este de fabricație 2017 și are 77.000 de kilometri la bord. Nu mai e nevoie să ieși cu Euro 6, că să înțelege cine cunoaște modelul foarte. Oricum, ideea e că e piața mult mai restrânsă la seria 6, majoritatea, că și tu până la urmă te ocupi cu chestia asta, știi cam ce se caută și că se caută seria 3 și 5 cel mai probabil, cel mai mult. Și că, nu știu, mai ai avut la vânzare seria 6? Nu, este primul seria 6 care îl avem la vânzare și sperăm să fie de bun augur să vândă repede. E mult pentru România. Adică sunt foarte, foarte rare cazurile în care o să te bucuri de 300 și ale cai. Da, corect. Nu sunt autostrăzi, nu-s bine, depinde, dacă vrei mașina asta, știi la ce te aștepți. Uite, are consum de 8.3, mi se pare un consum foarte bun la ea, că bănuiesc că nu se merge la 80 într-o 8, da? 8.3 pe o medie de 6.000 de kilometri. Pentru un 3.000 diesel nu e de... Să știi că 3.000 consumă cam cât în 2.000 și nu se compare niciodată fiabilitate. 3000 e mult mai silențios, mult mai rafinat, cuplu mult mai mare. Dar e vorba de impozit, depinde ce vrei. Că de la 200 de lei la 2400 aproximativ e altceva. Unde se duce casa, se duce și gardul la această mașină. Corect, da. Bun. Care e viața de dealer auto? Cu firmă, cu parc auto, cu toate astea în România. Cum ți se pare clientela, cum ți se pare piața, cum ți se pare așa? Eu sunt mic. Eu am vândut, câte am vândut? 4-5 mașini ale mele, restul au fost comenzi. Sau uite, dacă e la comandă, cum ți se pare clientela ca și oameni, gen în momentul în care vin, că bănuiesc că ai în parc, care vin oameni, vreau și o mașină asta. Cum ți se pare discuția cu ei, oamenii în general? Vorbim la general sau marea majoritate, că știu că sunt și excepții. Marea majoritate, clientela este foarte pretențioasă. Ah. Dar și foarte zgârcită. Nu ar aprecia nicio secundă anumite avantaje ale unei mașini mai scumpe. Preferă mașina ieftină. Pentru că se cumpără prețul, la noi nu mașina. Știu și o chestie, da, asta și mă lovesc de ea. Preferă mașina ieftină și să arate bine. Este foarte deranjat de orice mică zgârietură. Chiar dacă mașina poate are 10 ani, 12 ani, 15 ani. Și din punctul meu de vedere, ca și comerciant auto, trecând în pămână peste 1000 de mașini văzute, vizitate, verificate de către mine. Așa. Cred că o mașină care nu are un element zgâriat și mașina este biberon, ascunde mai multe chestii. Exact. Atunci ar fi o problemă. Nu că este zgârietura respectivă pe mașină, ci problema este că nu găsești nicio zgârietură pe mașină. Eu aș cumpăra oricând o mașină cu defect și asta încerc și eu să le spun. Când am avut mașina la vânzare, uite, am avut talismanul la break, avea o zgârietură așa pe spate și era albă la perlar, nu ieșea culoarea. Deci oricât ai fi încercat să o scoți, nu ieșea, ieșea urât, se vedea că era revopsită, după aceea zicea că a fost lovită în spate. Corect.
Dar am avut oarecum noroc, o să dau de persoane care a apreciat și a verificat și mașina în reprezentanță și a văzut că totul e în regulă și a cumpărat-o așa, zic că nu mă deranjează o zgârietură în plus sau în minus. Da. Dar bănuiesc că marea majoritate vin la mașini, negociază foarte cum am eu precum. Mi-a zis unul că dacă lași 1000 vin să o văd. Dacă îți las 1000 la telefon, că știi tu probabil ultimul preț. Ultimul preț este întrebarea standard, dar, adică nu interesează de mașină. Prețul. Prima discuție, alo, bună ziua, da. Aveți o mașină la vânzare? Da. Ultimul preț care este? Da, fără să vină să o vadă, fără să vină să o testeze. Fără să întrebe dacă mașina e bună, dacă are probleme. Da, dacă... exact. Adică în urma discuției, la final, negociezi măcar. Hai să înțeleg că ești mai departe, la o distanță de 400 de km, 500 de km. Ești să pui omul deja o pădure. Da, să înțeleagă, să-și facă o idee despre preț. Dar nu, fie pe ei interesează doar prețul. Majoritatea. O parte dintre clienți, nu vorbim, nu generalizăm. Sunt și excepții dar care... Dar marea parte, acolo se rezumă absolut totul. Și, nu știu, cum consider că e piața la noi? Se pare că mașinile sunt scumpe sau sunt ieftine? Eu am văzut mașini mai ieftine la noi în țară ca în Germania. Mașinile sunt foarte ieftine. Și automat ne obligă pe noi, sau pe mine ca și comerciant și reprezentant auto, mă obligă pe mine ca să dai un preț cât mai mic, să poți să concurezi. Mai mic, să negociez la rândul meu foarte mult în afară și da, asta este. Investițiile sunt foarte mari în România ca să fii un dealer în care să spunem să te afișezi. Că sunt mulți dealer care vând pe aici pe acolo, o câte o mașină, două. Dar ca să te expui în România ca și dealer, mamă, cum s-a băgat. Este păi, în primul rând parcul auto, promovare stânga dreapta, bani investiți, chirii, mașini, chirii, taxe pentru fiecare mașină vândută. Că noi teoretic orice mașină care o împarc trebuie să aibă o factură de intrare și o factură de ieșire, impozite la stat, comisioane la bănci. Da, sunt mulți care zic că ai luat-o cu 10.000, o vinzi cu 11.000, ai făcut 1.000. Nu prea îți rămân 1.000 curați. Nu, absolut nu, niciodată. 50% se duc către... Bine, mă rog, depinde de mașină, depinde de... Mă rog, tu de exemplu de unde lei, că mă întrebați la anumite persoane de când am început să pun postările alea pe Instagram și așa mai departe. De unde lei dacă iei licitații ades Auto 1 și alte site-uri sau dacă lei altfel, pentru că n-a, poate sunt unii care... nu vor să meargă pe licitații sau nu vor să meargă pe mai știu ce mașină, platformă de genul ăsta. Da, mașinile eu le aduc din Germania și Olanda. Majoritatea importurilor este făcut din Germania și din Olanda. 90% dintre mașinile care noi le avem în parc sunt văzute de către mine personal în Germania. Mă duc personal și văd fiecare mașină în parte. Cum permite și sau cum poți tu să ajungi? Sau da, cum, na. În perioada aceasta, cu pandemia, cu restricțiile de călătorie, cu carantina din Germania, este puțin mai complicat, dar am cumpărat mașinile care le-am în momentul de față la vânzare, sunt cumpărate de la dealerii mei de încredere din afară. Pe oricum bănuiesc că legi oarecare prietenie și legătură, da. De faci o oarecare parteneria dacă tu cumperi. Sigur că da. Mașinile sunt direct vândute, cumpărate direct către mine de la proprietari din Germania. Că bineînțeles, parcul auto este doar un intermediar în Germania. Neamțul preferă să ducă mașina în parc și să se ocupe de dealerul mai departe. Respectiv să ocupe de ea. Sau să-i dea un preț și dealerul își ia un comision. Este normal. În România mai avem puțin de crescut să înțeleagă această chestie cu Samsari Auto. Nu toată lumea este Samsari Auto. Unii dintre noi suntem și dealeri auto. Sau comerciant sau... sau comerciant. Da, nu mă deranjează că cineva spune Samsari Auto. Da, și mie spune și eu nu vând, adică eu dar le-am explicat. Dar aș face o mică diferență între un Samsari și un comerciant. Care e după părerea ta profilul unui Samsari? Având în vedere, de cât timp vinzi mașini, ca să o luăm așa? Da. Toată lumea, înainte să fii comerciant auto, ai fost și Samsar înainte. Corect, dar ideea e să te schimbi și să-ți dai seama că exact, ai nevoie de... să te adaptezi pieței și să fii puțin mai sus decât vânzătorul clasic de mașini. Nu sunt adeptul vânzărilor mașinilor în târg, nu am nimic cu comercianți de acolo, dar... Eu sunt de părere că un parc auto sau ceva unde e totul la vedere îți oferă mai multă siguranță. Eu, da, dacă așa. Aș fi cumpărător, chiar dacă uite și eu de multe ori pierd pe chestia asta, adică... Asta și încerc să ofer cât mai multă încredere cu clientului care cumpără de la mine o mașină. Să nu-și facă griji de acte,
să nu-și facă griji că îi trebuie o hârtie și nu mai are de cine să dea, că îi se schimbă numărul de telefon. Na, diverse sau dispare, probleme, da. Sau că dispare, sau că mașina are o problemă la matriculare, sau eu știu, orice altă problemă. De mine, cumpărând de la un parc auto, are pe cine să tragă la răspundere, să spunem așa. Plus că firma e pe numele tău, nu ești intermediar sau... Absolut. Așa e și la mine totul la vedere, pentru că mi se pare mult mai... Doar că exact cum ziceai tu, noi suntem cu câțiva ani în urmă și oamenii ar trebui să învețe și să cumpere mai mult, nu știu, mașina în sine, nu prețul. Corect. Bun, vorbim despre mașina asta, ce preț are, și hai să vorbim și despre dotări, că despre sensărime și asta lumea s-a plictisit, îți dai seama că în țara asta oricum e sport național. Da, așa cum am spus, este un 640 din 2017, cu faruri LED, display digital, plasme. Ceasuri digitale, plasme, mai ales, exact, am văzut, da? Și niște denumiri din astea. Ca și opțiuni de exterior, vine cu un pachet M de fabrică, original. Și interior originale. Și exterior. Interior, exterior, volan, plafon. Bineînțeles, avem și un panoramic, dacă da. Nu deschidem din cauza zgomotului. Are și trapă, Harman Kardon, cutia sport, padele, navigație mare. Și e și navigația asta, modelul nou. Este singura navigație, oricum. Este vorba de NBT, cu touchscreen. Moduri de condus, camere, auto hold, mă rog, cred că are... Sistemul de muzică care se aude senzațional în da, mașină. Da, e Harman Kardon, nu? Da, ce preț are mașina asta? Ca și preț pornim de la 38.500. Prețul de listă. Cred că totuși e mai scump asta în Germania. La kilometri ăștia. Cu kilometri, cu absolut tot, tot același preț va fi și din Germania. Ține cont, are 77.000 de kilometri. Bine, e matriculată și asta e dimensiunea, că nu poate... Nu vorbim de 200.000, 180.000, 77.000 de kilometri. Puteți să verificați și pe site-urile de specializare din Germania. O să le lasi oricum anunțul acolo, că seria cred că ai lăsat-o în anunț, mai probabil. Da, o să fie specificată în anunț tot. Pentru cine e chiar interesat, plus că oricum de obicei astea de Germania vin cu asta de poluare. Bine, și alea de Olanda, depinde pe unde merg. Nu o să discutăm acum despre ultimul preț sau astea. Bănuiesc că la mașina asta se acceptă schimburi sau ceva? Da, putem să discutăm și despre schimburi, dar preferabil ar fi pe partea de vânzare directă. La mașina asta se poate cumva cu creditare sau ceva? Pentru că sunt mulți care vin și întreabă dacă se poate în rate, dacă se poate... Da, se poate face leasing auto la BCR, BT Leasing, Raiffeisen Leasing. Și revenind la chestia asta, că tot vorbim, cum se vând mare majoritatea mașinilor, având în vedere că tu ai parc auto, cum se vând majoritatea? Cu banii jos sau un leasing? Și cam pe la ce mașini, cam pe la ce sumă se cumpără cel mai multe mașini? Unde se plafonează, să zicem, marea majoritatea oamenilor? Procentajul ar fi cam de 75% pe partea de banii clientului, fără împrumut, 25% pe partea de credite bancare. Vorbesc în cazul meu, nu știu în alte parcuri. Și cum funcționează treaba cu creditarea, dacă de exemplu cineva vine în parc, pe ce se bazează sau cât durează în sine? Teoretic, dacă profilul clientului este unul bun, curat, clientul a fost un bun platnic către instituțiile bancare, totul decurge destul de simplu. Nu acceptăm persoane cu incidente bancare, absolut deloc, și trebuie să vină la noi în parc, se face o verificare, o simulare, se stabilește de comun acord perioada de creditare și de acolo este destul de simplu. Ratele cred că sunt fixe. Ratele sunt fixe, ei poate să eșaloneze anticipat plata fără nicio problemă. Dobânda este recalculabilă, adică nu va plăti dânsul dobândă dacă achită anticipat. Bănuiesc că poate să achite. Fără, de exemplu, are pe 5 ani, poate să achite mai repede. Fără nicio problemă. Fără nicio bănuiesc problemă. El devine proprietar, adică nu e vreo bancă sau ceva proprietar. Da, un mare avantaj este acesta. Este direct proprietar pe autoturismul respectiv. Deci nu va fi banca, nu este condiționat să-și facă casco, să fie cu diverse asigurări scumpe. Nu, este direct proprietar, clientul... Până la ce sumă se face creditarea mult mai repede? Ideal ar fi până în 10.000 de euro.
Deci astea merg mai repede. Da, fără nicio problemă. Restul este, mai durează câteva zile în plus, fără nicio problemă. Da, se rezolvă și acela. Da, deci în principiu treaba cu clienții din România cred că am lămurit-o, dar bănuiesc că ai dat și tu și de oameni și așa și așa. Foarte ok. Da, clientela ca și omul este diferită, nu este absolut nicio problemă. Plus că în domeniul ăsta îți cam asumi când da, lucrezi cu oamenii, când lucrezi cu banii. În vânzări, fiind vorba de vânzări, fără nicio problemă îți asumi. Și altfel trebuie să vorbim la modul general, nu putem să băgăm pe toată lumea în aceeași oară. Sunt clienți foarte buni, foarte ok, care înțeleg vorba de de afacere, de business, că pentru mine este un business asta, și alții care vor doar ei să iasă în avantaj, dar discuțiile le se rezumă destul de puțin. Adică, care este cea mai iubită marcă când vine vorba de mașină SH? În România. În România. În România, bineînțeles. Sau top 3, dacă poți să-mi dai top 3. BMW, Volkswagen și Audi. Sau... Nu știu că nu prea am vândut Audi. Nu a fost fan Audi. Oricum așteptam să fie BMW, Volkswagen și cred că Audi sau nu știu, Renault, sigur că da, Renault. Cred că Megane 3 se vinde foarte da, bine. Da, GT Line. Da, panoramic cu alte alea, chiar cred că se vinde bine Megane 3. Și m-aș mira să nu fie Audi în top. Dar oricum. Da, eu zic că mașina asta, eu dacă aș avea așa ceva, nu cred că aș resta mult cu permisul, cel puțin și pe autostradă, că bănuiesc că are suficient potențial. Bineînțeles, avem aici un mod sport plus. Scoate și DTC-ul acolo, e mai periculos, nu știu dacă e recomandat neapărat. Nu pentru toată lumea, dar... Oricum nu cred că o să-și cumpere un începător mașina asta, zic eu. Săracu, o să o cumpere, ar trebui să fie destul de cumpătat cu ea. Accidente poți să faci cu motor de 1.5. Poți să faci cu 80 de cai și cu 50. Și cu 313. E vorba doar de... șofer. Doar de șofer. Și bine, mai intervin și condițiile de drum, condițiile de vreme și așa mai departe. Și drumurile, de pietoni. După da. Cum vedem, drumurile noastre... nu prea ne ajută. Dragi. Cred că are 100 ani, cât așa aproximativ? 5 secunde? Nu știu, n-am cronometrat, dar oricum se mișcă bine. Și am văzut că oricum mai în față erau băieții plantați, ca să zic așa. Dar sunt total de acord, niciodată nu o să fiu pe premiza că de ce stau cu radarul sau de ce fac aia. E datoria lor. Da. Bun, dacă mai au alte întrebări sau ce, o să îți dai ție mesaj acolo, că las eu Instagram-ul, Facebook-ul și toate cele. Poate dacă e cineva interesat de vreo mașină, că bănuiesc oricum le-ai postat acolo. Sau dacă e cineva interesat pentru asta, de schimburi sau toate cele, să discute cel mai bine cu tine în privat, că așa e cel mai ok. Da, deci cam asta ar fi episodul. Întrebări, sugestii, dacă le aveți, puteți să le lăsați în comentarii sau să-l contactați pe el în privat. Salut!